Bună seara! Bine te-am regăsit, Calina! Bine, da, poți să dansezi și ca Michael Jackson, poți să faci ce vrei tu, dacă îmi spui unde mergi. Păi, în seara aceasta merg la o licitație de obiecte de artă, Ilinca, și sper să nu-mi cheltui toți bănuții din geantă pe bijuterii. Cam câți ai? Ei, acum așa. De cheltuit? De cheltuit? Fără număr. Calina, Calina, la vârsta ta, da, da, ești foarte bine. Andreea? Îmi place foarte mult ținuta ta, îmi place geanta, îmi place cum îți faci părul de fiecare dată, chiar mulțumesc, îmi place ținuta ta. Mulțumesc, Andreea. Bine, foarte bine. Mersi mult. Mulțumesc. Oana? În timp ce tu povesteai unde mergi, mă gândeam oare ce poveste o să inventez astăzi. Dar ești impecabilă de fiecare dată și ți-am spus și în culise, sunt fana ta. Îți mulțumesc. Uneori, uneori, ce poveste să inventezi astăzi, Oana? Când mergi, când... merg la lotul național de gimnastică. Nu, no, mă gândeam, zici că ești antrenoare de delfin. Oh, wow. Aș putea. De delfin. De delfin? Una din două. Îmi place foarte mult că ai ales să pui pantofii ăia. Am avut o mică dilemă în spate cu fetele, l-am întrebat pe toate, băi, să-mi pun sandale, să încerc să îi pun păștea, nu știam ce să fac, dar da. Vreau să știu dacă ne poți lua cu tine la after hour. Normal, pe toate voi au, surorile mele. Mulțumesc. Bia. Bună, Calina, și bună, eu vreau Bia. La after hour. Upi. Promit că, uite, am ținută pe dedesubt, de ce-s pregătită. Jos textila, Bia. Nu jos textila, că-mi place așa mai serioasă, să... că mă vede mămica, știi, și... Mai târziu. Da, da, da. Te-am îmbrăcat frumos, îmi place. Mulțumesc, mulțumesc. Cine te-a îmbrăcat? Te-am îmbrăcat. A zis mulțumesc. Ce ai zis? Te-am îmbrăcat frumos? Da. A. Da, mersi. Ce să zic? Păi cine a îmbrăcat? Păi Bia. E ok. Și așa mi-a venit să zic mămica care dată. Vom îmbrăca chiar ai avut la mare ținuta asta. Da, și mulțumesc cât de frumos te-am îmbrăcat. Dar eu te-am văzut la mare cu ținuta asta și doar aveai pantalon scurs, nu? Da, 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 exact. Merge și pantalon scurs. Da. Super. Ne mai uităm și noi acolo, tragem un ochi la altă tine. Altă geantă, altă freză. Altă geantă, altă freză, alte. Deci îți place, Bia? Ne mai pomenit de mult. Este, Bia este un pic ironică în această seară, dar o acceptăm oricum... așa cum este. Dar stai puțin, ce ți se pare ironic? Păi da, mi-ai spus, zis te-am îmbrăcat frumos. Ajută mama ta la ținute? Asta a fost o ironie, adică gen m-a îmbrăcat cineva. Cum ar veni? Da, păi tu ai zis, ai recunoscut cu gurița ta, dar asta e foarte bine că te ajută. Uite, pe mine nu mă ajută nimeni. Și dau greș. Și dacă am ultima ajutor pe mama și cu toate mea, astea, ești cineva. Dar sunt Bianca Rus. Sunt ale mele, adică eu concep această chestie, gen. Bine. Ceea ce vezi în această seară, doar că mai întreb, băi, ești minunată, e corect, și emani așa corect? Tinerețe din. Îți mulțumesc din suflet. Din tot sufletul, spun, apreciez. Da. Ce vrea să emane? Miros de naftalină? De levănțică. Perfect, levănțica ne ajută pentru relaxare, pentru feng shui, pentru de toate. Hai în fața lor să vedem ce se întâmplă, Calina. Bună seara! Bună seara! Bună, Calina! Bună! Dragă, până și colierul e foarte bine ales. Mulțumesc! Cadou! Da, cadou! Ai spus? Da, domnule! Am înțeles cadou! Spun. Nu, am spus că e da, domnule, adică sunt de acord cu ce ai spus, dar mai e și o undă de regret. N-aș vrea să ne simțim acum ca în Muppets. Oh, adică cu Scra și cu Măsa Mare și cu Nașu aici, Cătălin, să fim la balcon cârcotași. Dar ești fericit acum. Da, n-am vrea ei, să cârcotim. Cu toții suntem cârcotași în felul nostru, Calina, da, așa ne știi tu pe noi, ferească Dumnezeu, feiță, Doamne, și Maica precistă. Că noi n-am cârcotit feiță niciodată în viața noastră. Nu, nu. Dar umblă o vorbă, nu știu, circulau pe aici niște vorbe, feiță, nu știu, am auzit, dar mi-a zis cineva că te-ai îmbrăcat cineva. Pe mine? Da, și nu mămica. Cine? Eu știu, nu știu, circulau niște vorbe, niște zvoane. Mori, știi cum e în viață, că circulă multe lucruri. Eu știu că lumea e și rea, fetiță. Rea pe general. Și pe succes. Mai rea, nu, și acum hai să vorbim, vorbim foarte serios. Păi, vorbim foarte serios. Chiar vă rog să mă interesați la maximum. De-o n-am să mă interesez, dragă, că nu e nici datoria păi mea. Dar vreau să vedeți, vreau să vedeți. CFR-ul, Alo, Coca, vreau să vă demonstrez. Aveți o cușetă până la Cluj? Nu, de-o nu trebuie să mă interesez, dragă. Eu îți spun că circula un zvon. Ah, ok. Acum, dacă zvonul o fi real sau nu, nu-i treaba mea să mă interesez. Dar nu-i datoria mea să-ți spun că am auzit zvonul circulând? Normal, evident. Asta zic.
Normal. Ținuta îți vine impecabil oricum, să știi. Domnule, da. Deci ținuta este superbă, îți vine splendid, totul ești la maxim, efectiv. Mulțumesc. Zvonul are legătură. Așa, cu... O persoană, fie de ce puzzle dau eu acum, ca la roata norocului de Hați. Numele persoanei se regăsește tot într-un cântec al lui Michael Jackson. Ia o pasta, ia o joacă acasă în liniște. Mamă, cum ai dat-o pasta, Diana? Michael Jackson. Diana. Diana, da, Diana. Yes. Gândiți-vă pentru acasă, nu mai dau eu mai multe informații. Diana. Jackpot. Hai, lasați fata. Mi-a venit melodia. Că știm despre cine e vorba. Cutting. Diana. Știu și eu. Ca să le întorc prietenii mei, că erau mici când a venit. Au fost atâtea bârfe prin oraș, când a venit vorbește mult. Auzi, lasă, da. Ca să le dau acum la mine, când a venit ăsta mic. Era mici, da. Erați mici, eu în schimb l-am cunoscut, îl cunoșteam pe Marcel Avram, pe impresar. Mi-a făcut cunoștință cu domnul. Mie îmi plăcea și mie, dar dacă mama era... Așa, deci ținuta este perfectă. Îmi place chestia aia. Nu știu dacă pe televizor s-a văzut foarte tare. Chiar aș vrea să se pună așa o cameră pe picioare. Cum ai legat pantalonul, cum l-ai introdus în pantof. Foarte frumos. Sincer, mi-a fost frică. Vede. Mi-a fost frică, chiar le întrebam pe fete. E o chestie foarte chic. Și în rest ești fără cu, ca de obicei ai lucrat la păr. Ai împletit acolo lanțuri, aurii. Ești fără cusul, dragă. Mulțumesc. Bravo. Bravo, bravo, este. Mulțumesc. Ce să zicem, fete? Mulțumesc. Apreciez. Impecabilă. Și chiar vă rog să vă să, nu știu, să dragă, faceți ceva, să realizați și să vă dați seama și să mă credeți, vă rog, că chiar nu am pe nimeni, adică chiar mă diferent care. Dacă ți-am spus că stau lucrurile, ești perfectă. Felicitări, Calina, mulțumesc. Dragilor, ne vedem pe Instagram, Calina Nicol, vă pup.